Slăviți să fie Dumnezeu, pentru că suntem în casa de rugăciune, suntem în sanctuar și putem să avem părtășie cu El, cu biserica, cu frații, cu prietenii. Acum vreau să vă îndrept gândul înspre un cuvânt din Scripturi. Este un singur verset din cartea lui Mica, din capitolul 6, versetul 8. Eu am să-l citesc și așa cum stați dumneavoastră așezați, vă rog, sau să-l urmăriți, sau să fiți atenți. Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Cum bine știți, luna aceasta în care încă ne găsim este luna în care Biserica Domnului se concentrează într-un mod special asupra caracteristicii roadei Duhului Sfânt, numită facerea de bine. Personal vă spun că de fiecare dată când sunt în fața unor subiecte de predică care sunt niște lucruri practice, niște lucruri evidente, niște lucruri care trebuie înfăptuite, care trebuie vorbite mai puțin și aplicate mai mult, personal simt o stare de inconfort. Pentru că mă gândesc că predica pe care aș putea să o țin despre a face bine se va rezuma doar la câteva cuvinte pe care cum poți să le spui și de unde să le găsești. Pentru că, stimate surori și stimați frați, dacă suntem la capitolul de a face bine, atunci accentul se pune pe practică și noi trebuie să avem în vedere a face, iar a vorbi mai puțin. Totuși am stat înaintea lui Dumnezeu și mi-am întors mintea și pe o parte și pe alta, și într-o direcție și în alta. Și am zis, Doamne, totuși, vreau să mă gândesc puțin practic și cât se poate de actual la subiectul acesta al facerii de bine, pentru că suntem oameni care trăim într-o societate ca cea americană și suntem aglomerați până peste cap. Avem un timp la dispoziție care se scurtează din ce în ce mai mult și parcă pe zi ce trece devine mai limitat. Și stăm și ne întrebăm, oare când să mai am timp să mai fac o vizită? Oare când să mai am timp să mă gândesc la un prieten sau la o bătrână sau la un orfan? Oare când să mai am timp când, după o zi de muncă, atunci când ajung acasă, în căminul meu, pentru cele 20 de minute cât apuc să stau treaz, nu mă gândesc decât la pernă? Mă gândesc că asta nu este numai situația mea și poate este situația multora dintre noi, pentru că dumneavoastră vedeți bine că societatea în care noi trăim devine din ce în ce mai stresantă și mai apăsătoare din pricina faptului că noi nu avem timp să dedicăm pentru multe lucruri. Într-o mare aglomerație, totuși vine Dumnezeu la noi și ne spune, Marian, vreau să faci și bine. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine? Doamne, a evoluat lumea așa de mult și eu ca om mă simt neputincios în fața acestei evoluții. Stau și mă întreb dacă evoluția m-a ajutat sau dacă mă încurcă mai mult. Pentru că, cum dumneavoastră observați bine, omul de mii de ani de zile de când l-a creat Dumnezeu și până astăzi, fizic, nu a evoluat în niciun fel. Mental, intelectual, a evoluat foarte mult, dar fizic, noi nu am evoluat. Nu ne-a mai crescut încă o mână sau două pe care cu două să facem treabă pentru noi și cu două să facem treabă pentru alții, ca să facem bine. Nu ne-a mai crescut niște picioare pe care să le trimitem pe ele să facă vizită, iar noi cu ale noastre să mergem la job. Doamne, sunt neevoluat din punct de vedere fizic. Cu toate că mă uit la, poate, bicicleta de acum 100 de ani, i-au mai crescut încă două roți, i s-a mai pus un motor și se numește mașină. Și dacă în România nu aveam mașină și mi se părea timpul lung, am venit în America în care am mașină și mi se pare timpul foarte scurt. În România, când trebuia să bat un cui, sau poate nu neapărat în România, și bulgare, și africani, și mulți oameni din țările sărace, când trebuia să bată un cui, un simplu cui, îi lua probabil vreo de la 30 de secunde, cel puțin, probabil până la vreo 2 minute. Aici, într-o secundă, ai apăsat pe un buton și un cui a intrat cu o viteză foarte mare și se bate foarte repede un cui. Este un exemplu simplu, banal. Dar asta vreau să ne aduc în minte că noi și știința noastră a evoluat foarte mult. Cu toate astea,
Cul se bate mai ușor, dar în loc de 3 sau 10, trebuie să bat 10.000. Și asta mă încurcă foarte mult. Doamne, mă ajută știința sau mă încurcă? Stau în fața cuvântului lui Dumnezeu care îmi spune, ești aglomerat? Știu. Timpul este scurt? Cunosc. Dar ai grijă, Marian, ți s-a arătat ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine? Frații mei, ce alta cere Domnul de la noi decât să facem binele? Să iubim dreptatea, să iubim mila și smerenia și să facem binele. Cred că ar trebui să dedicăm în viața noastră, în timpul poate dintr-o săptămână sau măcar dintr-o lună, un moment în care să ne mai gândim să facem și un bine. Poate nu avem timp să-l dedicăm special timpul acesta pentru a face bine, dar măcar atunci când se ivește ocazia. Dacă am ocazia instantanee, creată de Dumnezeu, printr-o întâmplare sau prin cine știe ce eveniment, să vină cineva în fața mea, străin sau român, care să aibă nevoie de un ajutor, dacă este chiar lângă mine, am scutit și timp și am scutit și distanță. Dacă este lângă mine, vreau să mă opresc câteva minute și să-l ajut. Măcar așa. Dar haideți să ne gândim puțin la textul pe care l-am citit și să vedem din Sfânta Scriptură ce este binele. Ce este binele? Cum ar trebui făcut și pentru ce ar trebui făcut? Este foarte interesant cuvântul Domnului care vine și spune, ți s-a arătat ce este binele. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Am impresia că știu foarte multe lucruri. Și am impresia că știu și cum se face bine. Stimați oamenii lui Dumnezeu, singura persoană din universul acesta care face în totalitate bine este Domnul Dumnezeu din ceruri. Și El vrea să vină la mine și să mă învețe felul și binele pe care trebuie să-l fac din punctul Lui de vedere, nu din punctul meu de vedere. Foarte interesant cuvântul Domnului unde spune, voi trebuie să umblați prin faptele pregătite mai dinainte de Duhul lui Dumnezeu. Foarte interesant că, Doamne, am și eu gândurile mele, am și eu planurile mele, am și eu faptele mele bune la care mă gândesc poate la începutul lunii, să mai trimit în România la un orfan sau la o văduvă ceva bani, sau, Doamne, eu mi le programez dinainte, dar Duhul lui Dumnezeu vine și spune, tu trebuie să știi că Dumnezeu vrea să faci un bine special. Frații mei, aș vrea să căutăm în fața lui Dumnezeu și dacă facerea de bine este roada Duhului Sfânt, atunci noi trebuie să ne lăsăm învățați de Duhul Sfânt cum să facem binele. Expresia aceasta, ți s-a arătat, înseamnă că eu nu știam, așa cum merg la un serviciu și nu știu și cineva mai mare, managerul sau altcineva, vine și mi-arată cum și ce, așa este și expresia aceasta, nu știai, dar ți s-a arătat. Noi suntem în biserică de ani de zile buni. Și de atâtea ori am auzit multe predici în care ni s-a spus să facem una sau să facem alta. Ni s-a arătat? Sigur că ni s-a arătat. Acum Domnul vrea să și acționăm. Următoarea întrebare este, cum ar trebui să fac eu binele? Răspunsul îl găsim înspre finalul versetului 8, care spune, să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Vedeți dumneavoastră, unul dintre marii dușmani ai facerii de bine, din punctul lui Dumnezeu de vedere, din gândirea Domnului, printre cei mai mari dușmani ai facerii de bine, este mândria. Noi avem aici, în societatea asta, dușmanii noștri, timpul, distanța, ăștia ne cam presează, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere mai apare unul care este foarte, foarte subtil. Și mândria distruge un bine pe care cineva poate să-l facă. Și mă strădui poate într-o lună de zile sau într-o zi sau și mă dedic, mă jerfesc pentru ceva și este păcat să vină Duhul ăsta de mândrie, să pună stăpânire peste inima, peste mintea mea și în felul ăsta să distrugă binele pe care l-am făcut. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. M-am gândit la expresia din Scriptură și dacă bine realizez și mi-aduc aminte, în Biblie, în cel puțin două locuri, sunt asemănate faptele pe care un om le face cu haina. Dumnezeu aseamănă faptele bune pe care cineva le face cu îmbrăcămintea. Și undeva prin Vechiul Testament spune că faptele voastre sunt ca o haină mânjită. Deci aseamănă Domnul faptele cu o haină.
Undeva în Noul Testament, în Apocalipsa, spune că ei erau îmbrăcați în niște haine albe care erau faptele sfinților. Deci, observați asemănarea dintre haine și fapte. Am făcut o analogie între fapte și mândrie și între haine și mândrie. Pentru că dușmanul facerii de bine, unul dintre cei mai subtili este acesta, să te mândrești. Cuvântul Domnului spune să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am citit cândva o carte care pe mine gândul pe care l-am găsit acolo m-a mirat foarte mult. Pentru că a fost un lucru pe care îl treceam cu vederea destul de ușor. Despre haine. Și omul acela care a scris cartea m-a dus cu gândul, cu mintea, în prima carte a Bibliei, Genesa, unde oamenii s-au îmbrăcat pentru prima dată în istoria lor. Pentru prima dată când omul s-a îmbrăcat, a vrut să își croiască niște haine din frunze și nu a reușit. S-au prezentat înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați, cine știe cum arătau, cu frunzele alea pe ei. Încât Domnul îi spune, nici măcar să te îmbraci, nu știi, vină la mine. Și Domnul i-a dat o haină de piele. Și concluzia era următoarea. Hainele când i se dau unui om, hainele când i s-au dat omului de către Dumnezeu, nu au fost haine care să îi scoată în evidență frumusețea. Nu au fost haine care să îl pună în evidență cu ceva, ci pur și simplu scopul primordial pe care hainele l-au avut în intenția lui Dumnezeu a fost să-i acopere goliciunea, să nu se facă de râs, să nu se facă de rușine. Nu vreau să facem teologia cu îmbrăcăminte nici a surorilor, nici a fraților. Vreau să spun decât următorul gând, că omul, atunci când s-a îmbrăcat pentru prima dată, s-a îmbrăcat ca să nu fie rușine în fața lui Dumnezeu. Societatea modernă astăzi oferă o multitudine și o plenitudine de haine pe care nu știi cum să le mai îmbraci, pe care nu știi cum să le mai asortezi, pe care nu știi cum să le mai schimbi. Foarte ușor, nu vorbesc de lumea credincioasă, nu vorbesc de lumea fraților, vorbesc de lumea mondenă în care, în mijlocul căruia noi trăim, prin molurile pe care trecem, cât de expuse și cât de tentație la mândrie constă să ai o haină scumpă sau o haină de firmă. Hainele astăzi și-au pierdut scopul pe care Dumnezeu l-a dat în Eden și a fost schimbat pe prima treaptă a mândriei, poate printre primele motive cu care omul se poate mândri sunt hainele de pe el. Cam în aceeași măsură, astăzi Domnul vrea să ne spună că dacă asemănă hainele cu faptele bune, cam în același fel, noi trebuie să ne ferim de mândrie atunci când facem fapte bune. Frații mei, faptele noastre nu sunt ca să ne mărească pe noi. Și faptele noastre, așa cum spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, faptele voastre să fie văzute de oameni, de ce? Ca să-L slăvească pe Domnul Dumnezeu din ceruri. Vreau să închei spunând al treilea gând, anume că nu trebuie să cădem în extrema aceasta prin care să spunem că faptele noastre bune ne vor ajuta să fim mai sfinți înaintea lui Dumnezeu și ne vor ajuta să intrăm în cer. Un tânăr, știți bine istoria, se duce la Domnul Iisus Hristos și îi spune, Doamne, ce bine să fac pentru ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Observați că Domnul Iisus Hristos îi dă un răspuns subtil, doar ca să nu îl dea direct în față, pentru că l-ar fi dezamăgit complet. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă unui om care spune, Doamne, ce faptă să fac ca să pot ajunge în cer? Răspunsul Domnului este următoare, nici măcar una. Nici măcar o faptă nu poate, sau nici măcar 10.000 sau un milion, omul nu poate face ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Singura faptă care îl duce pe om în cer este acceptarea Domnului Iisus Hristos, care de fapt este primirea planului pe care Dumnezeu l-a făcut, El l-a înfăptuit, mântuirea noastră vine prin Iisus Hristos. Frații mei, dacă facem fapte, să nu le facem ca să fim mântuiți, să le facem pentru că am fost mântuiți. Și Dumnezeu să ne ajute așa. Dacă am fost mântuiți, Dumnezeu ne-a așezat o cale pe care trebuie să urmăm, niște fapte pe care trebuie să le facem. În ciuda timpului puțin, în ciuda distanțelor mari, în ciuda mândriei sau altor dușmani care vin în viața noastră să nu înfăptuim ceva, Domnul spune, ți s-a arătat omule ce este binele și ce alta cere Domnul de la tine decât să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău, să iubești dreptatea și mila. Domnul să ne ajute așa. Amin.